Bună ziua! Mă numesc Andrei Neagu, sunt reporter la Student TV, care este deținut de organizația non-profit Global Confederation of Romanian Students. Lângă mine se află Andy Babes, elev aici la Facultatea Linnaeus din orașul Vechio și coleg cu mine de clasă. Bună, Andy, te rog să te prezinți câteva cuvinte. Bună ziua, mă numesc Andy Babes și sunt student în anul întâi la Universitatea Linnaeus din Vechio. Mă bucur că te-am lângă mine. Pentru început aș vrea să vorbim câteva lucruri despre copilăria ta. La ce liceu ai terminat? Am fost la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. Și la ce profil? La profilul Mate Info Intensiv Informatic. Și de ce ai ales partea asta? Am ales-o pentru că a fost una din materiile la care m-am descurcat cel mai bine în liceu. Îți amintești cumva cum a fost prima ta zi de liceu? Ai avut emoții? A avut emoții, cum se poate să nu ai. Dar în principiu eram optimist. Ok, pe tine ce materii te atrag? Cred că aș putea spune că cel mai mult mă atrag matematica și programarea. Și vrei să fii programator? Da. Consider că unele materii sunt mai importante decât altele? Din punct de vedere profesional, da. Și când vine vorba de învățământul superior, în general o faci pentru a te pregăti profesional. Și atunci, în funcție de domeniul în care urmează să profesezi, ai nevoie de anumite materii mai mult decât altele. În timpul liceului ai simțit nevoia să studiezi materii mai practice? Din punctul meu de vedere, programarea a fost destul de practică la nivelul liceului. Ai avut o nevoie de meditații? Am avut nevoie de meditații la matematică, deoarece nivelul profesorului era destul de înalt. Consider că părinții joacă un rol important în educația copilului sau doar școala în general e necesară? Consider că părinții reprezintă, ei influențează primul pas pe care îl face în copil, în ceea ce privește educația sa. Și atunci, felul în care pornești e destul de important. Există materii care au început să-ți placă din cauza profesorului sau invers? Da, aș putea spune că a început să-mi placă filozofia datorită profesorului care făceam și mi-am pierdut toate interesele pentru fizică, tot așa, din cauza profesorului. Și eu am pățit ceva similar, numai că la mine a fost la istorie, fiindcă profesoara mea, din timpul liceului, putea să interacționeze cu noi, să facă orele, să fie mult mai distractive decât ele erau. Și din cauza asta, multă lume a studiat cea mai multă istorie decât cu ceilalți profesori din liceul meu. Pentru tine, cum ar arăta profesorul ideal? Profesorul ideal, acum, cred că depinde foarte mult de materia pe care o învață. Atunci când vine vorba de matematică, trebuie să fie strict. Dar dacă e să vorbim despre literatură, de exemplu, atunci profesorul nu are nevoie de foarte multă strictețe. Trebuie să comunice la un nivel mai adânc cu elevii decât ar face un profesor de matematică sau de știință. Uite, de exemplu, la mine, profesorul meu de matematică era într-adevăr foarte dur, ne verifica temele la ore și dacă te prindea că nu ai făcut tema și nu spuneai, primeai nota 2 direct pe loc. Dar era un profesor foarte, foarte plăcut, adică ieșeam cu el în oraș să bem ceva, organiza excursii și tot felul de activități în afara orilor non-stop. Și era pur și simplu un om foarte plăcut. Era genul de un sportiv, a alerga foarte mult și îl vedeai la orice maraton. Asta mi-a plăcut mereu la el. Dacă ai putea, ce ai spune tu despre învățământul românesc? Ce părere despre învățământul românesc? Pot spune că am avut o părere destul de proastă despre el în timpul învățământului, în timpul celor 12 ani în școală. Mi s-a părut că se pune foarte mult accent pe anumite chestii care sunt total inutile
De exemplu, la profilul pe care îl făceam se punea foarte mult accent pe literatura română, deși nu are absolut nicio tangență cu profilul și carierele pe care le urmăm după. Altceva? Altceva, mi se pare că condițiile în care se află clădirile școlilor sunt destul de rele. Dacă ai putea, ce ai schimba la școala românească? Aș schimba și restructura cu totul sistemul, pentru că în momentul de față se fac foarte multe ore pe zi, în fiecare zi, în timp ce deja un tânăr când ajunge la 18 ani, cred că poate fi mult mai productiv dacă lucrează pe cont propriu mai mult. Cum te-ai pregătit tu pentru BAC? Pentru bacalaureat am făcut meditații la matematică și în rest a fost în principiu studiu individual. Și cum ți-a părut BAC-ul acum că ai trecut peste toată treaba asta? Trebuie să recunosc că am fost stresat la început, dar a fost la un nivel destul de ușor. Uite, deci eu nu prea m-am implicat când a fost momentul să dau eu BAC-ul. Am învățat foarte puțin, surprinzător, am luat niște note destul de mari pentru efortul depus, asta fiindcă a fost atent în timpul orelor și poate că trebuia să mă implic mai mult, numai că acum, că deja am dat facultatea pe care am vrut, la care am vrut să merg, nu mai contează absolut deloc. dar, într-adevăr, îndemn pe cei care sunt acum în băieții liceului să depună efort, fiindcă BAC-ul e practic cel mai important lucru pe care poți să-l faci la vârsta asta și cu adevărat e important. Ok. Cum consider tu că funcționează sistemul ăsta de notare românesc cu notele? Crezi că e important? Crezi că încurajează competitivitatea? Sincer, nu am fost niciodată persoana care să se simtă competitivă din cauza notelor. Dar dacă ar fi să spun că îmi place ceva din sistemul românesc de învățământ, e sistemul de notare. Mi se pare mai logic și mai bine structurat decât altele. Dar consider că e important ca elevii să primească note sau putem să facem, să mergem într-o școală fără note? Adică ar fi important la nivelul la care elevii să știe cât de bine se descurcă și ce puncte slabe au. Ai primit vreodată o notă pe care ai simțit tu că nu era corect? S-o primești? Cred că de câteva ori s-a întâmplat să primesc, dar nu pot aminti acum în caz. Care este părerea ta vis-a-vis de uniformă obligatorie la școală? Sincer, atunci când vine vorba de anumite unități de învățământ care au o tradiție și un prestigiu, înțeleg de ce ar putea exista o uniformă, dar nu am fost de acord cu felul în care arăta uniforma la școala de unde am venit. Asta... Consider că acest lucru te ridică să te exprimi liber? Tocmai, pentru că până la urmă este vorba de a arăta că ești în stare să respecti un anumit dress code, un lucru care este foarte important ulterior atunci când urmează să ai o slujbă. Am înțeles. Un argument pro pentru uniforme e că ne face să fim mai egali. Copiii din familii mai bogate să nu se poată să se etaleze prin hainele lor. Crezi că lucrul ăsta e un lucru bun sau crezi că funcționează? Mie mi se pare că funcționează, pentru că indiferent care ar fi uniforma sau dress code-ul impus, tot vor exista diferențe între hainele mai scumpe sau cele mai ieftine și sunt destul de vizibile. Faci, practici un sport? Practic mountain biking și alerg. Ce faci tu când ești cu bicicleta afară? Caut poteci și coborâri cât mai lungi, cât mai dificile și încep să mă antrenez. O fac mai mult pentru plăcere, nu pentru competiții. Au trecut, de fapt, destul de mulți ani de când am fost ultima oară la o competiție.
competiție. Da, deci ai fost la câteva competiții? Am fost la câteva, da. Și ce te-a oprit să mai mergi? M-a oprit faptul că am avut o perioadă de câțiva ani în care m-am oprit cu totul din a mă da bicicleta și am reînceput recent, dar nu mai simt nevoia de merge la competiții. Ok, ce pasiune ai tu? Pasiune? Îmi place foarte mult să mă plimb în natură și să petrec mult timp cu oamenii la care țin. Ești o persoană socială? Din punctul meu de vedere, da. Adică, probabil nu la fel de mult ca alții, nu rezist foarte mult în medii cu foarte mulți oameni, dar încep să sufăr atunci când am parte de socializare. Ok, îți place să citești? Da, deși cam în ultima jumătate de an pot spune că nu prea am mai citit foarte mult. Ok, spune-mi, te rog, o carte care ți-a plăcut ție mai special. Una din cărțile care mi-a plăcut a fost una chiar destul de recentă, am citit-o cam prin primăvară. Se numește Noi copiii din Bahnhof Zoo. Și despre ce vorbește carte? Despre Berlinul de Vest în anii 70. Urmărește povestea unei fete de 14 ani care ajunge dependentă de heroină și apoi să se prostituează în gara. Prefer filmele sau cărțile? Prefer cărțile, nu sunt o persoană care se uită extrem de mult la film. Care sunt calitățile tale? Calitățile mele, aș spune că sunt... În primul rând, mi este destul de ușor să mă adaptez la situații. Legi ușor prietenii când vine vorba de oameni sau ai niște prieteni foarte vechi pe care îi cunoști tu și doar cu ei vorbești? Am niște prieteni vechi care obișnuiam să-mi petrec majoritatea timpului, dar acum m-am venit la universitate, au plecat și la universitățile lor, am pierdut contactul cu ei și sunt nevoit să fac prieteni noi, dar nu am avut niciodată dificultăți când a venit vorba de asta. Acum, ce înseamnă prieten? Ai prieten adevărat sau ai doar cunoștințe? Deocamdată, de când am venit în Suedia, pot spune că am reușit să fac doar cunoștințe. E nevoie de ceva mai mult timp pentru a te apropia de o persoană. Și prietenii tăi mai vechi, îi consider ca fiind oameni pe care te poți baza mereu? Da, chiar mi-au și demonstrat în foarte multe cazuri că m-am putut baza pe ei. Și eu am câțiva prieteni, doar că îi număr pe degetele de la o mână. După ce criterii ți alegi tu prietenii? Adică cum... Ce fel de oameni îți plac? Cel mai important lucru e felul în care se comportă mine, primul rând, și apoi cu celelalte persoane. Atitudinea pe care o are față de oameni și societate în general. Ce îți place să faci în timpul liber? Îmi place să mă plimb, să ies cu prieteni și în ultima vreme am început să mă uit destul de mult la filme și seriale. Unde ți-ai dorit tu să călătorești? În ce țară? Cred că în momentul de față, cea mai dorită locație pentru mine ar fi Islanda. Vrei să mergi? Ce vrei să vezi în Islanda? Vrei să te duci la uriaș? Poate elfii din pădure? De câțiva ani tot mă uit la poze și videouri. Foarte multe trupe își fac videourile pentru melodii în Islanda. Și mi se pare pur și simplu superbă țara. Știi, Islanda, fiindcă e mereu un tărâm așa înghețat, da. Multă lume spune că de fapt nu e o insulă, că un arhipelag de insule care toate au înghețat unul lângă alta și nimeni nu știe exact ce e sub Islanda. Crezi că e important să fii autodidact? Tu ești o persoană autodidactă? Cred că într-o anumită măsură, da, deși trebuie să recunosc că în anumite momente mi este foarte greu să fiu obiectiv atunci când vine vorba de a mă descrie pe mine. Și atunci prefer să nu sar la concluzie. Ok. Ce părere ai tu despre societatea românească actuală? Cred că nu sunt de acord cu felul în care se... raportează foarte mulți români la lucruri. În general sunt foarte leneși și preferă să termine treaba cât mai repede decât să o facă de calitate.
Ok. Cum se pare ție Suedia până acum? Până acum, mi se pare un un pas în față față de locul din care vin. Se întâmplă să fie un loc turistic și atunci era foarte aglomerat, absolut mereu. Și e un, o schimbare pozitivă să ajung aici unde e mereu liniște. Ok. Consider că este important să protejăm mediul care trăim? Cum vezi tu problema asta? Consider că este. Și spun asta pentru că pentru foarte mulți oameni, unul din cele mai răspândite hobby-uri e plimbarea prin natură sau diferite activități în natură. E ceva ce ne ajută foarte mult să ne relaxăm și în momentul în care distrugem natura, nu vom mai avea asta. Da, deci treaba asta am putut să observ și eu aici, în Vecchio. Orașul ăsta, toată lumea spune că este cel mai verde oraș din Europa. A primit un premiu. Este extraordinar de curat, doar că nu numai că este extraordinar de curat. Există foarte multă vegetație, există foarte multă pădure, există foarte multe poteci. Nu e ca un oraș normal care are foarte multe clădiri și câteva parcuri. Aici e ca un parc mare clădiri când în când. Și de fiecare dată când te plimbi, ești mereu înconjurat de copaci, vegetație. Și eu vin din Brașov, unde practic Brașov este oraș la munte. Și chiar așa, parcă mai, stau mai mult în pădure aici decât acasă. Da. Ok. Când lucrez pentru școală, pentru facultate, de unde găsești informațiile? În general pe site-ul cursului pe care îl urmez, pot găsi teoria și câteva exerciții pe care să-mi folosesc. Ok, consider că informația pe care o găsești pe internet poate să fie falsă? Îți dai seama când e sau nu? Acum este o întrebare destul de vagă. Atunci când vine vorba de matematică, probabil majoritatea informației pe care o vei găsi e reală. Dar apoi când vine vorba de istorie sau politică, deja devine mult mai complicat. Consider că faptul că avem foarte multe rețele de socializare, comunicare și interacțiunea între noi are de suferit? S-ar putea ca anumiți oameni să aibă de suferit dacă nu le folosesc în mod corect, dar dacă ar fi să trag linia, aș spune că sunt un lucru bun. Un lucru bun, deci rețele sociale sau rețele antisociale? Depinde de cât de dependent devii de ele. Crezi că internetul este motiv de conflict între generații? Nu prea aș vedea de ce ar deveni un motiv de conflict, sincer. Cum ești diferit față de părinții tăi? Sau există vreo diferență? Așa? Da, în mod evident există, dar deocamdată nu cred că aș putea spune, datorită diferenței de mare de vârstă, Eu sunt doar un tânăr, am 19 ani și ei au 45 și n-aș putea spune care diferență se datorează diferenței de vârstă și care se datorează generației. Am înțeles. Ce părere ai tu despre faptul că unii copii caută răspunsuri pe internetul lor să-și întrebe părinții? Crezi că e ok? În funcție de întrebările care se pun, anumite aspecte ale vieții ar trebui explicate de un părinte care poate să dea mult mai multe detalii și mai precis. Poate să vorbească mult mai precis decât internetul. Tu cum procedezi? Atunci când am o întrebare? Da. În general, caut pe internet sau întreb pe cineva care știu că ar avea acea informație. Crezi că ar trebui să există o vârstă minimă la care copiii să aibă acces la internet? Asta s-ar putea să nu fie o idee chiar atât de rea, deoarece consider că niște copii care sunt chiar foarte mici nu prea ar avea ce căuta pe internet, fără părinții lor să-i supravegheze. Tu ești de părere că copiii nu trebuie să folosească internetul cât timp sunt copii mici? Până la o anumită vârstă, da, pentru că pot da de foarte multe lucruri pe care nu le-ar înțelege și le-ar putea interpreta într-un mod greșit.
După părerea ta, internetul crezi că poate fi folosit ca unealtă de manipulare? Da, în măsura în care pe internet se pot găsi foarte multe știri, se găsește presa pe internet și foarte mulți oameni de acolo își iau știrile și își formează opinii bazate pe ceea ce citesc pe internet. Am înțeles. Tu, sunt sigur că ai fost manipulat de cineva? Vreodată să faci ceva? Nu cred că aș putea spune că am fost. Dar te sperie gândul să poate odată o să manipulat? Nu tocmai. Sunt de părere că dacă o persoană chiar gândește mereu ceea ce are de făcut și nu crede absolut ceea ce, absolut tot ceea ce îi se spune, nu riscă să fie manipulată. În ziua de azi, ce părere ai tu despre fenomenul de bullying? Adică. Pot spune că am trecut când eram mic prin problema asta și e o problemă reală, dar să găsești soluții la așa ceva e destul de complicat. Crezi că acest lucru afectează copiii în mod negativ? Îi poate afecta, poate pe unii mai mult decât pe alții. Dar, în general, nu se ajunge chiar să îi lasă pe copii cu traume. Ce crezi că îi face pe unii să hărțească alți copii? Cred că e vorba de un instinct animal care a rămas în personalitățile noastre. Știi când vine vorba de asta? Se zice că noi suntem 90% animale, 10% oameni și partea aia nasoală e aia de 10%. ok, trecând mai departe. Am înțeles că ești curios să afli mai multe despre organizația noastră, Global Confederation of Romanian Students. Deci, este o organizație non-profit cu sediul în Suedia, înființată de studenți români pentru studenți români, care... Ei au decis acolo să îi ajute pe cei care sunt în România și doresc să plece în străinătate. Statele din vestul Europei oferă niște bani pe care voi puteți să-i folosiți ca să vă finanțați studiile și costurile de zi cu zi. Deci, mai concret, vă prezint conceptul burselor Global Confederation of Romanian Students. Nu sunt bani pe care îi oferă cineva, nu îi oferă facultățile. Este un drept pentru cei, un drept din statele respective din vestul Europei, cum ar fi Suedia. Acest drept îl au din anul 1919. Sunt bani oferiți de către stat, nu de către universitate. Condițiile sunt relativ simple. Să fii cetățean european, să studiezi la o universitate, să fii acceptat, desigur, și să colaborezi cu un ONG. Acest drept se acordă în țări cum ar fi Olanda, Marea Britanie, Danemarca și altele. Lista completă o puteți găsi la noi pe site pe www.ggrs.ro. Mai mult, pot adăuga că fiind ligă studențească, colegii din străinătate vă pot ajuta mereu cu problemele voastre de zi cu zi, fiindcă noi, în principal, am trecut prin ele deja. Da. Acum, Andy, vreau să te întreb dacă ai luat... Cum te-ai gândit tu să pleci în străinătate? Care a fost procesul? Problema e, de fapt, destul de complexă, pentru că tatăl și fratele meu locuiau deja de ceva vreme în Suedia și de asta eu și mama mea am mai rămas în România doar până mi-am terminat eu liceul, ca să pot veni la o facultate aici. Și știai de mic că vrei să pleci din țară? Sau știai de mult timp că vrei să vin în Suedia? Sau? Nu știam de foarte mult timp că vreau să vin în Suedia, dar deja dinainte de liceu mă gândeam că vreau să plec. Și care a fost impresia ta de aici? Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut și sunt mult mai mulțumit cu viața de aici decât cu cea din România. A fost un șoc? Nu chiar un șoc. Faza e că am mai vizitat Suedia înainte și atunci știam la ce să mă aștept. Cât de importante crezi că sunt studiile superioare? Studiile superioare sunt chiar lucrul care te pregătește profesional.
și randamentul pe care îl vei da, îl vei da tu la un loc de muncă sunt foarte mult influențate de studiile pe care le faci. Și cum ai ales tu facultatea Linnaeus din Brecă? Am ales-o datorită faptului că fratele meu studia aici și ar fi fost, este mult mai ușor din punct de vedere financiar să locuim în același oraș. Și îți place la facultate aici? Da, chiar îmi place în primul rând orașul și apoi îmi place universitatea. Ok. Care sunt planurile tale de viitor? Ce vise ai? În primul rând vreau să termin facultatea, apoi nu pot spune că am gândit foarte departe. Nu-mi place să fac planuri pe termen lung. Da, trebuie să fie, de exemplu, un job care te interesează pe tine, adică unde te vezi tu? În domeniul programării undeva, dar nu mă pot gândi exact la o specializare anume. Aștept să învăț mai multe pentru a-mi da seama ce și cum. Vrei să faci masterul? Da. Te-ai gândit în ce direcție să mergi, pe programare sau încă nu știu? Deocamdată nu, cum am spus. Vreau să văd mai mult care sunt diferitele domenii și ce înseamnă. Te rog frumos să-mi spui mai multe despre programul tău, deci de la facultate. Ce studiezi în momentul ăsta? Ceea ce studiez eu se numește Software Technology și este la sfârșitul celor 3 ani voi avea un Bachelor of Science, o specializare pe Software Technology. Asta înseamnă programare și înțelegerea cum funcționează diferitele limbaje de programare și programele și de asemenea ajută cu lucratul în echipă la o firmă de programare. Ce dorești să rămâi în Suedia? Da, adică în momentul de față sunt de părere că mi-ar plăcea să rămân aici, dar am venit doar acum o lună, nu pot spune cât de bine mă voi adapta și pe viitor. Rămân deschis la a pleca și în alte locuri. Și care sunt, să spun, lucrurile care nu ți-au plăcut ție aici? Sau ce ți se pare că e dificil? E dificil faptul că nu am vârsta necesară pentru a cumpăra alcool. Te surprinde chestia asta? Oarecum, adică prima oară când am auzit-o, mi s-a părut puțin ciudat. Trebuie să ai 20 de ani. Păi, de ce mi se pare mie ciudat? E că aici e taxă de televizor. Adică dacă deții un televizor, trebuie să plătești bani la stat doar pentru că ai un televizor. Ceea ce e total ciudat, fiindcă cum poate să știe cineva dacă tu ai televizor acasă sau... Nu ești verifică. Da, nu ești obligat să deschizi ușa. Nu ești. Cum vezi tu diferența asta, de exemplu, când te duci la supermarket și scanezi tu singur produsele, știi, și le bagi direct sincer, în sacoșă? Sincer, mi se pare o idee mult, mult mai bună. Deoarece durează mult mai puțin timp. Dar în același timp sunt destul de sceptic. Cum poți opri oamenii să fure în cazul acela? Și crezi că chestia asta ar funcționa în România? Nu, deoarece oamenii ar încerca să fure și le-ar reuși, pentru că sunt foarte creativi când vine vorba de asta. Ți s-a întâmplat să te fure cineva? Să fure ceva de la mine? Da, să pățești. Nu cred. Nu. Eu țin minte și acum cât de supărat am fost, eram la o piscină privată și îmi lăsasem telefonul în rucsac. Și când m-am întors, era dispărut, dar măcar persoana respectivă au decența să nu-mi fure și portofelul. Da. Și, ok, dacă cineva îmi fură portofelul, rog pe acea persoană să-mi lase actele acolo, să ia bani și să-mi lase actele, că restul mă descurc cumva.